Салут, приятен, сент Михай Степанов, конвидио. Деспре он сайт, унде споате де факут бань, дестул де бунь, дече айча, дежа оамени ау примит, сент мультиплец, мерджи ворба де сайту Югл, унде есте криптомонета лор, спуньм аша, 100 де Югл фак 1 евро. Deci în cazul dat, eu am în cont undeva 15 euro, descosă și spate de la 50 de euro, deci pentru a putea scoate, o să arăt cum facem înregistrarea mai târziu, trebuie în primul rând să vă duci la profil, deci trebuie să fie o format profilul, ca să-l formați apăsați în My Profil. Aici sunt mai multe metode de a câștiga, cu și o să explic. Deci, ca să deți informația, deci, când este bufat cu verde, deci înseamnă că e-mailul s-a verificat, telefonul s-a verificat, buletinul tot s-a verificat. Deci, ca să puteți scoate, trebuie să fie toate trei bufate. Acum, uitați-vă. E-mail-ul ce înseamnă? Că pe e-mail vine un mesaj pe care trebuie să apăsați pe un link și să activați. Numărul de telefon, aici o să fie un buton pe care o să apăsați și o să introduceți mobilul, apoi o să apăsați să cereți un cod SMS care îl introduceți și dacă ați făcut corect, el se activează. Dacă n-ați făcut corect, deci uitați-vă, posibil că s-a introdus codul greșit, ori ceva n-ați făcut corect. La fel cu buletinul, deci mergeți mai jos, acolo apare o pagină unde trebuie de adăugat poză la buletin. Citiți atenție și scrie acolo, acolo trei poze trebuie. O poză din față, o poză din spate. A treia poză trebuie să fie un selfie, unde pe o foaie trebuie descris site-ul Yugl.net, semnătura, deci pe foaie, acea foaie o țineți în mână, în altă mână țineți buletinul și cineva vă fotografiază ca într-o poză să încapă fața să se vadă și aceste două date. Deci foaia cu site-ul scris și semnătura și buletinul. Deci un selfie. Și trebuie să fie calitativ, să se vadă. Acum uitați-vă ce mai sus, ce informație se vede. Deci ei au făcut schimbări și deja se vede țara că era la mine altă țară. Deci scrie când m-am înregistrat, personal câte persoane am invitat și câte persoane sunt în echipa mea. Deci, dacă apăsăm aici, se vede echipa. Și dacă ne uităm, mulți nu fac cum trebuie datele, de ce? De ce? Că vedeți poză, practic n-au nimeni. Aceasta este o rețea socială de publicitate în care foarte multe lucruri se vor mai adăuga. Deci acum trebuie cât mai mulți oameni să invitați. De ce? Căci, uitați-vă, pentru un om invitat se dă un euro, din care acest euro se împarte a 60% vă vine vouă, iar uitați-vă, 40% vine la persoana care v-a invitat. Dacă sunteți la alt pachet, sunt trei feluri de pachete. Deci standard este cel gratis. Dacă vreți să treci la alt pachet, apăsați pe upgrade și este premium și Premium Plus. Deci diferența între ele care că Premium Plus vă permite să în primele 7 zile ca să faceți invitații la oameni noi. Deci puteți să-i raculați, cum se spune. Să-i atrageți de partea voastră. Doar numai primele 7 zile. Dacă el o să fie de acord. Deci sunt unii oameni care s-au înregistrat și n-au un sponsor bun care să-i ajute. Deci ei pot să se ceară la alții.
Sau să fie cerut de sponsor. Pentru asta trebuie să aveți pachetele acestea. Premium Plus. Deci acest premium nu permite așa ceva, dar el permite mai multe sarcini. Și fără limită să invitați. Deci aici este o careva limită care... care nouă ne permite de a ne dezvolta. Deci în cazul dat, la mine standard, eu pot invita... Deci, a intrat un ban. Așa sună. Când apăsați pe suma aceasta, puteți să vedeți pentru ce ați primit bani. Și deci, cineva a făcut o sarcină. El a primit 0,12 sau mai mult, adică asta cât mi-a venit mie. Deci, unde noi putem face aceste sarcini? Deci, uitați aici, este site-ul principal. Când intrăm pe el, acolo, prima dată trebuie să fiți foarte atent cum faceți sarcini. Deci, uitați-o. Eu o să arăt acum. Sunt diferite țări. De ce reclamă în unele țări video poate să meargă, în unele nu. Deci nu trebuie să vă panicați. De ce dacă la voi nu merge? Pur și simplu, care a comandat publicitatea, el a ales din care țară să se poată uita la această publicitate. Deci, de pildă, sunt sarcini video și sunt reclame, anunțuri, unde vedeți scrie cât costă. Da, de ce mă ia să-mi vină bani? Cineva activ lucrează acum în momentul ăsta când fac un video. Deci uitați-o. Ca să facem sarcină, apăsăm pe inscripție. Și aici uitați-o, este anunțul se deschide, nu ne uităm, nu facem nimic pe el până nu apare un timer. Cum apare timerul, trebuie urgent de acceptat plata. Dacă nu facem în 10 secunde, plata trece alături, deci nu primim. Prima dată când faceți acest lucru, încă se propune de ales pachetul. Deci alegeți pachetul standard. Deci uitați, deci apărut timerul 50, trebuie să dăudim câte... Deci trebuie să apăs collect. Și am primit 0,5 la voi. Prima dată când am apăsat pe colet, o să mai apară aici jos variantele de pachete care sunt. Și alegeți standard. Deci la voi, inițial când vă registrați, nu o să fie nimic scris, așa că n-ați ales nimic. După ce ați făcut prima sarcină, doar atunci vi se propune să alegeți. Deci prima variantă de câștig este legat de pagina principală unde sunt anunțuri. Deci, alte direcții de câștig sunt aici, deci când apăsați, uitați-vă, iarnă monei. Când apăsați pe iarnă monei, aici sunt descrise 4 variante de câștig. Prima, din invitarea partenerilor. Deci acest site vrea să se dezvolte și ia pentru invitații de acum activ bani. Deci pentru un invitat dă 1 euro. Deci cât mai mult invitați, în adâncime, deci acolo fără probleme, tot primim, nu primim 1 euro, pentru direcție 1 euro, dar din adâncime deja îmi vine un comision proporțional. Deci dacă ceva nu e clar, puteți să dați la traducere. Deci acolo este
A doilea variantă. Pentru interese, deci cumpărați, vindeți, declarați-vă interesele. A treilea, efectuați o căutare. Și a patrulea este mai multe detalii, deci extra cash. Aici tot e interesant, deci apăsăm aici pe acest site. Uneori sunt sarcini, uneori nu sunt. Deci când sunt sarcini aici, intrați și faceți căci sunt multe variante de câștig. De pildă, uitați-vă. 250 de monede za 2 dolari jumate. S-a pasat. Și îndepliniți. Nu merge. Nu, se vede posibil că... NordVPN. Rețineți restituirile imediate. Vor aduce la anularea recompensei. Deci sunt jocuri diferite și așa mai departe. Deci scrie 6 monete. Apăsați și vedeți. Deci vă arunc undeva la care la joc. Să atingi un careva nivel acolo scrie. Finalizarea testului 100%. Deci testați, faceți, asta e o variantă adăugătoare de câștig. Și una tot foarte bună este forumul. Deci plasarea mesajelor pe forum. Deci cum plasăm mesaj pe forum? Deci plasăm mesaje fără link-uri. Dacă plasăm link-uri, o să fim blocați. De ce? Uitați-vă atent ce scrie, ce trebuie de făcut. Regulile forumului. Citiți atent ce scrie. După ceea ce ați înțeles, plasați aici o poză și aici un text și trimite. Deci așa plasați și uitați-vă ca exemplu. Deci poza, textul. Oamenii fac like-uri. Deci plata vine pentru like-uri a doua zi. Uitați-vă, cât mai multe like-uri primiți într-o perioadă scurtă, cu atât mai bine. De pildă, dacă ați primit 90 de like-uri mai puțin de o oră, prețul, mai multe monete vă dau. Dacă de pildă în câteva zile, de pildă pentru 90 de like-uri, se dă 10 monete. Dacă într-o oră poate să fie de dublu, triplu și mai multe, orică cum ar fi. Pentru a ruga oameni ca să vă facă like-uri, deci uitați-vă cum se face. Scris mesaje în comentarii la persoană. Deci vă adăugați, de pildă, ca să vedeți persoanele care au făcut like-uri, eu de pildă am la mine un mesaj lăsat. Deci, unde vedeți dacă aveți mesaje? Intrați în profil. Deci în profil, aici ia editați când întorci prima dată, după ce ați editat, deja mergeți în jos și aici uitați, deci mesaje pe forum. Deci eu am de pildă un mesaj. Unde pot să intru să văd ce se întâmplă cu el. Deci am 57 de like-uri. Acum ca să văd cine mi-a făcut like-uri, apăs pe această steluță și eu intru la ei și le răspund cu like-uri. Ca ei, altă dată când mai fac mesaj, ei se mai susțină. Deci cât mai multă echipă adunați, cu atât mai bine. Deci atunci o să aveți brusc și multe câștiguri. Deci de pildă
Sunt persoane care numai din like-urile acestea și câștigă normal. Deci într-o săptămână, două ireal să faci 50 de euro și să dați la scos. Deci la scos. Contul meu. Deci ce sunt două variante de scos. De pe... deci... Есть, где есть, и качество, мам, пердот. Дичи, есть и PayPal, и конт банкар. Просто я мам депринс на русу, и кума ку румына. Ну, гасеск у меня. Deci aici unde e contul meu, profil, cred că la editare, acolo, da. Acolo se introduc datele. Dați la editare și acolo se adaugă și portofilul. Se adaugă portofilul, deci eu încă nu l-am adăugat. Deci adaugă cont bancar, datele IBAN, BIC și numărul. Deci la bancă datele acestea le aflați. Dacă vreți banii să vă vină dat pe cont sau adăugați PayPal-ul. Aici ea și o să cereți banii pe PayPal. Apăsați pe salvați. Deci. Dar cum am spus că ați puteți scoate acești bani, inițial trebuiește să fiți verificați. Adică să faci acele trei pași care am spus eu cu verificarea e-mail-ului, telefonului, un cod prin SMS și la pașaport. Deci toate trei trebuie să fie așa bufate. Acum, unde... E link-ul de referal, ca să vă mai dau. Deci link-ul de referală e la... Setări sau unde... Invită prieteni aici, uitați. Aici jos e link-ul de referal. Care îl copiați și îl dați. Copiem. Dați ies din cont. Așa unde. Deci unde, unde, de conectație. Și acum dați să vă arăt cum facem înregistrarea. Când apăsăm pe link-ul de referal care e sub acest video, la noi o să apară informație. Așa ceva.
Deci este la mine rusă, că la mine ales de dată rusă, deci alegi să o limba care vii pe plac, engleză, germană sau rusă. Legem engleză. Și pentru aceasta introduceți datele, uitați-vă. Nume, prenume, email, parola. Mai jos repetați parola. Alegeți genul care sunteți, bărbat, femeie. Pe urmă, țara. Uitați-vă ce țara o să ales aici, că eu nu m-am uitat atent. Cum am ales Moldova, dar tot nu mi-am pus Germania. Puneți... că nu sunteți robot și apăsați pe send și pe e-mail vine un mesaj care trebuie să-l activați după ce intrați în cont cu login. Unde introduceți e-mail-ul, or nickname și parola. Nickname o să introduce în interior, deja acolo și cam atât ce am vrut să spun, numai bine.